Reprezentanții blocului Victoria au cerut președintelui Maia Sandu și partidului de guvernământ să înceteze atacurile asupra Bisericii Ortodoxe. La briefingul de marți, aceștia au declarat că Mitropolia Moldovei și credincioșii sunt atacați deschis de șeful statului și PAS. Sandu nu s-a rușinat să amenințe direct și clerul, promițând pedeapse pentru cele mai diverse forme de destabilizare. Ea s-a referit la pelerinajele preoților la Moscova. Dacă președintele țării amenință deja popii pentru contacte interreligioase, ar putea urma orice acțiuni represive, iar în prezent orice poate fi calificat drept destabilizare. Păstorii noștri au fost deja hărțuiți în aeroport. Mass media guvernamentală practic i-a atacat cu acuzații, ca să nu mai vorbim de lipsa totală de respect pentru ei. Potrivit reprezentanților blocului Victoria, atacurile la adresa bisericii și a credinței tradiționale vor duce la o scindare în societate, iar acest lucru trebuie prevenit. Vedem atacuri asupra preoților, cum biserica noastră este târâtă de Mitropolia Basarabiei. Acest proces durează deja al doilea an și nu va aduce la nimic bun. În prezent, mai mult ca niciodată, noi trebuie să unim oamenii, dar partidul de guvernământ îi împarte după criterii de limbă, naționalitate și au ajuns deja la biserică, credința în care credeau oamenii. Reprezentanții blocului Victoria au îndemnat societatea moldovenească să apere Biserica Ortodoxă din Moldova și valorile tradiționale, iar partidul de guvernământ să lase în pace Mitropolia Moldovei și clerul și să ofere oamenilor posibilitatea să-și aleagă biserica. Îi îndemn pe politicieni la conștiință și la discernământ, să-și dea seama ce fac și să citească în istorie ce s-a întâmplat cu politicienii care au îndrăznit să distrugă biserici, care au îndrăznit să închidă, să aresteze preoți și care au călcat credința în picioare. Cu o reacție prin intermediul unei postări video a venit și politicianul Ilan Șor. Кем легче всего управлять в этой жизни? De cine este mai ușor să manipuleze în această viață? Cel mai ușor este să manipulezi oamenii care nu au credință. Maia Sandu și regimul ei sângeros, banditesc, le-a furat oamenilor credința într-un viitor bun, credința în ziua de mâine, credința într-o viață decentă, într-o viață mai bună. Astăzi acest regim sângeros încearcă să ia de la oameni cel mai de preț lucru care le-a rămas, credința în Dumnezeu. Am solicitat serviciului de presă al administrației prezidențiale comentarii la declarațiile reprezentanților blocului Victoria, dar la momentul editării acestui material nu am primit răspuns. Purtătorul de cuvânt al PAS, Adriana Vlas, ne-a scris că formațiunea politică nu va comenta. Amintim că la sfârșitul lunii august, deputatul PAS Vasile Șoimaru a declarat în platoul TVR Moldova că activitatea în țara noastră a Bisericii Ortodoxe cu drept de autoadministrare, aflate sub jurisdicția Bisericii Ortodoxe Ruse, ar putea fi interzisă după exemplul Ucrainei. Potrivit parlamentarului, preoții Mitropoliei Moldovei se implică în politică și sunt finanțați din Rusia. Reprezentantul partidului de guvernământ a adăugat că problema ar putea fi soluționată chiar în această toamnă. Solicitată să comenteze declarația lui Șoimaru, purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare a Partidului Acțiunii și Solidaritate, Adriana Blas, ne-a spus că această afirmație despre Mitropolia Moldovei este părerea lui personală și nu reprezintă poziția PAS. În același timp, mulți experți sunt siguri că Șoimaru a exprimat poziția pe care PAS pur și simplu nu vrea să o afișeze înainte de alegeri, dar intenționează să o implementeze după scrutin. Iar luni, un alt deputat, PAS, Oazu Nantoi, s-a pronunțat în susținerea lui Șoimaru.